Și ultima temă pentru subconștient, tema 30. Să începem. Închideți ochii, relaxați-vă și puneți-i subconștientului dumneavoastră întrebarea care vă interesează. La început, ascultați-vă corpul printr-o privire imaginară. Scanați-vă de la vârful degetelor până la vârful capului. Se poate ca unul dintre organe să vă semnaleze ceva. Dacă ați primit un astfel de semnal, scanați-vă din nou ca să vă convingeți că nu vi s-a părut. Concentrați-vă și repetați întrebarea. Începeți a descrie imaginar tot ceea ce vedeți, chiar dacă imaginele sunt incomplete. Să zicem că ați văzut o pată cenușie. Începeți a-i descrie forma și nici nu o veți observa. Cum v-ați relaxat cu adevărat, iar subconștientul dumneavoastră a început să furnizeze imagini sau poate chiar o înșiruire completă de imagini. Nu vă abateți de la temă, iar dacă răspunsul dat de subconștient este confuz, pentru dumneavoastră, puneți întrebări pentru precizarea amănuntelor. E important să nu vă grăbiți și să nu puneți mai multe întrebări deodată. Întrebarea trebuie să fie una clară și fără echivoc. Imaginile pot fi destul de stranii la prima vedere, fără nicio legătură cu problema dumneavoastră. Uneori, atunci când lucrați asupra dumneavoastră, vi se poate părea că ați fost împiedicat să obțineți imaginile dorite de zgomotul din jur. De exemplu, zgomotul de afară, un telefon neașteptat sau discuția rudelor dumneavoastră. În realitate însă, toate aceste zgomote nu ne împiedică, ci ne ajută. Informația a fost furnizată exact sub această formă. Deci analizați cu atenție aceste perturbări fonice. E posibil ca aceasta să fie metoda dumneavoastră de citire a informației, luând în considerație faptul că sunteți atât de dispus să reacționați la mărunțișuri și le considerați semnificative. Subconștientul va relaționa cu dumneavoastră printr-un mesaj cât mai accesibil. De aceea nu trebuie să neglijați niciun lucru, oricât de mărunt.